Slăvit să fie Dumnezeu pentru crucea Domnului Iisus Hristos, prin care dragostea a biruit. Am vrea să parcurgem un text din Sfânta Scriptură, text care ne descrie ceea ce s-a întâmplat acum aproximativ 2000 de ani, când Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu și om, a fost răstignit între doi tâlhari. Vom citi din Luca, din capitolul 23, de la versetul 26. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp. Și au pus crucea în spinare, ca să o ducă după Iisus. În urma lui mergea o mare mulțime de noroci și femei care se boceau, își băteau pieptul, se tânguiau după el. Iisus a întors spre ele și a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pânte cele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trecând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El. Se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: Dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara. Până la ceasul al nouălea, soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Până aici cuvântul din Sfânta Scriptură. Dumnezeu să-L binecuvânteze și să ne fie de folos fiecăruia dintre noi. Amin. Iubiți frați și surori, ziua aceasta este o zi deosebită. Nu numai în mod tradițional, și bine facem că într-o zi ca aceasta ne amintim de ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, când Domnul Iisus a fost răstignit în locul nostru. Este o zi deosebită pentru că este un prilej în care putem să adâncim, să prețuim și în felul acesta să ne arătăm recunoștința pentru Domnul nostru care a stat pe cruce în locul fiecăruia dintre noi. Este un prilej în care lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să adâncească, să sădească mai adânc în inimă
lucrarea Domnului Iisus Hristos și cuvântul Său. Textul și sunt texte în fiecare dintre evanghelii care descriu ceea ce s-a întâmplat, un fapt istoric, acum 2000 de ani, pe vremea când era guvernator Pilat din Pont, guvernator în Iudeea, Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit între doi tâlhari. Este un fapt istoric, dar cu semnificații majore pentru viața personală. Istoria este marcată într-un mod deosebit de ceea ce s-a întâmplat atunci și veșnicia întreagă. După ce o noapte întreagă a fost istovit Domnul Iisus Hristos, de la Ana la Caiafa, erau mari preoți, în proces, spre dimineață a fost dus înaintea lui Pilat. Pilat l-a trimis la Irod pentru că și-a dat seama că omul acesta, așa cum a zis el, nu este vinovat de ceva. Irod îl trimite înapoi la Pilat. În cele din urmă decide ca să nu se pună rău și să nu cumva să se producă tulburare în Iudeea, decide să fie bătut și mai dă o șansă cumva, se obișnuia ca de Paște, unul dintre întemnițați să fie eliberat ca un gest de mărinimie și se gândea probabil Pilat că va fi eliberat Domnul Iisus, mai ales după ce soția acestuia îi spusese, soția lui Pilat îi spusese să nu ai de-a face, să nu-i faci vreun rău, pentru că avusese un vis și în vis a arătat că este un om neprihănit. Poporul, la instigarea marilor preoți, a liderilor religioși, spun că nu Iisus să fie cel slobozit, ci Baraba, un ucigaș, un revoltat în vremea aceea, astfel încât Domnul Iisus Hristos, împreună cu alți doi tâlhari, era dus spre Golgota, un loc unde erau de obicei răstigniți oamenii. Aproximativ 30.000 de cruci, de răstigniri într-un an, cam așa era producția romanilor în vremea aceea. Și după ce Domnul Iisus Hristos este bătut, este dus spre Golgota, cam pe la ceasul al 9-lea dimineața, pentru iudei, numărătoarea ceasurilor începea cu ora 6 dimineața, era primul ceas, cam pe la ora 9 dimineața, în așa, corespondența noastră, Iisus este răstignit, până la amiază stă pe cruce poporul, probabil foarte curios, mulți dintre ei așteptând să facă vreo minune, pentru că știa că este un proroc puternic care face lucruri extraordinare, era acolo și stătea ca la spectacol, dar mulți îl batjocoreau, ostașii, soldații, cei care erau în plutonul de execuție, de asemenea erau oameni care îl ocărau, mari preoți, tâlharii, amândoi în prima fază, la un moment dat, se întâmplă ceva în inima unuia dintre ei și tâlharii care erau răstigniți alături l-au batjocorit. Pe la ceasul al 12-lea, Dumnezeu intervine într-un mod miraculos, se face cutremur în toată țara până la ceasul al 3-lea după amiază, cutremur neobișnuit, nu putea să fie eclipsă, pentru că, spun astronomii, că eclipsa este asociată întotdeauna cu o lună plină, ori nu era asociată cu luna plină, ceea ce era în contextul sărbătorii Paștelor, prin urmare nu putea să fie eclipsă, a fost un fenomen prin care Dumnezeu a intervenit și voia să dea învățături, semnificații la tot ceea ce s-a întâmplat. A fost întuneric și pe la ceasul al 3-lea, ceasul în care miei erau tăiați, aduși ca ardere de tot, Domnul Iisus Hristos, după ce spune Tată,
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În final spune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Îndată perdeaua din lăuntru, un templu de la Ierusalim se rupe în două, perdeaua care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt, semnificând faptul că s-a făcut o deschidere spre prezența lui Dumnezeu, s-a cutremurat pământul, s-au deschis mormintele și mânia lui Dumnezeu se revărsase asupra Domnului Iisus Hristos și acesta era mesajul întunericului de trei ore, de la ora 12 la ora 3. Întrebarea care ne-o punem și aș vrea să încadrez un mesaj în tema Lumină și Întuneric în Vinerea Mare. Domnul Iisus Hristos a spus cu puțin timp înainte de a fi prins și răstignit, a venit ceasul și puterea întunericului. Și bineînțeles, vedem că s-a întâmplat și un întuneric la modul acesta fizic, dar cu siguranță că era și un întuneric spiritual. Dar nu numai atât, că erau și ore de lumină. Atât lumină în aspectul acesta fizic, dar era vorba și de o strălucire a gloriei lui Dumnezeu într-un mod unic și cum nu s-a mai întâmplat în toată istoria. Astăzi, când ne uităm la ce s-a întâmplat în urmă, putem să spunem că este cea mai întunecată zi din istorie. Ziua în care Fiul lui Dumnezeu, din dragoste pentru neamul omenesc, a venit în lume să răscumpere pe oameni, dându-și viața pentru oameni, iar oamenii au iubit mai mult întunericul. În același timp, într-un mod paradoxal, aceeași zi o putem considera și ziua cea mai strălucită, pentru că s-a arătat dragostea lui Dumnezeu, cum nu s-a arătat în toată creația și în toată istoria, când Dumnezeu l-a trimis în lume pe unicul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. A strălucit dragostea lui Dumnezeu cum n-a strălucit niciodată. A strălucit puterea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, prin care a găsit o metodă pe care numai Dumnezeu putea să o găsească și să o pună în aplicare, ca El să rămână neprihănit, Dumnezeu care a spus plata păcatului este moartea, dar în același timp să-L socotească și pe om neprihănit, iar pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat 100% om, 100% Dumnezeu, a stat pe cruce în locul fiecăruia dintre noi. Când vorbim despre cruce, dacă ar fi să rezumăm în trei cuvinte tot ceea ce s-a întâmplat ca importanță, semnificație, un teolog, și mă refer la John Stott, spunea că aceste trei cuvinte ar fi următoarele: mântuire, biruință și revelație, descoperire, strălucire, iluminare. În seara aceasta aș vrea să vorbesc în primul rând despre revelație, despre ceea ce scoate în evidență crucea Domnului Iisus Hristos, ceea ce permite crucea Domnului Iisus Hristos oamenilor să vadă și nu numai să vadă, să-și pună la inimă, să ia aminte, să prețuiască și să trăiască în conformitate. Păcatul din viața omului este acela care întunecă vederea, vederea spirituală, înțelegerea. Dar la crucea Domnului Iisus Hristos, aici Dumnezeu descoperă lucruri extraordinare care țin de viața personală, viața unei comunități, de relația cu Dumnezeu. Aș vrea să scot în evidență 4 domenii
în care crucea Domnului Iisus Hristos aduce o lumină pe care rațiunea nu poate produce și nu poate permite o înțelegere suficientă. Primul din aceste domenii este domeniul vieții personale sau domeniul care ține de inima omului, pentru că aici descoperim, se descoperă cine este omul, ce este omul în voia lui, în firea lui, omul căzut în păcat și moștenind aceste tare spirituale de la Adam și Eva. Crucea vine să scoată în lumină ce anume, cine este omul, cum este inima fiecăruia dintre noi. Și e foarte important să înțelegem în lumina crucii cum este inima noastră. Pentru că de ceea ce credem noi despre noi, depinde felul în care vedem și interpretăm ce se întâmplă în jurul nostru, în ce direcție mergem noi și direcțiile până la urmă sunt două, ori mergem spre rai, ori spre iad, și depinde și modul în care alocăm resursele necesare ca să împlinim și planurile și dorințele ce le avem în minte. Se vede aici la cruce cine este omul fără Hristos. Omul care este corupt total, tot ceea ce este omul, toate dimensiunile, trup, minte, emoții, dorințe, voință, conștiință, totul este afectat de păcat. Și vedem cum oameni din cel mai strălucit popor, care avea legea lui Dumnezeu, care se îndeleniceau cu scripturile, ajung să-L răstignească pe Fiul lui Dumnezeu, nevinovat fiind. Ne dăm seama despre păcătoșenia omului într-un mod în care nu putem să ne dăm seama doar așa dacă analizăm cu mintea noastră. Dacă analizăm cu mintea noastră și dacă mai și citim cărți, mai ales în vremea aceasta, vedem că există o tendință de a îndulci cumva sau de a minimaliza cumva păcatul și nu-l mai numim păcat, pentru că aceasta imediat ne leagă de Scriptură, de consecințele păcatului, ci îl numim infracțiune, care se pedepsește conform legilor, greșeală, eroare și altele de felul acesta. Însă, dacă prețuim cu adevărat jertfa Domnului Iisus Hristos, vedem că tot ce s-a întâmplat din cauza păcatului omenesc. Atât liderii, academicienii vremii, cât și omul de rând, au spus răstigniți-l. L-au hulit, l-au batjocorit, l-au înjosit, cum au știut, alături de soldați și de alții. De aceea, abia la crucea Domnului Iisus Hristos, și nu trebuie să pierdem din vedere lucrul acesta, că inima omului este înșelătoare, deznădăjduit de rea. Ni se arată și probabil semnificația celor 3 ore de întuneric, pe lângă revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra Domnului Iisus Hristos, care și-a asumat vina și păcatele omenești, acele 3 ceasuri de întuneric arată ce este viața unui om, ce este omul fără Hristos. Întuneric care l-a ascuns pe Hristos și oamenii au fost cutremurați pentru că au trebuit să-și pună întrebări semnificative. A venit lumina în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul. Se arată păcătoșenia omului în lumina crucii, dar se arată și dragostea lui Dumnezeu care biruiește și dragostea lui Dumnezeu
care face ca răul, ca binele să învingă răul, și aceasta s-a întâmplat la cruce. Ne arată că fără Domnul Iisus Hristos omul este zero. Nu sunt nimic, spune apostolul. Dar dacă suntem cu Domnul Iisus Hristos, atunci înaintea celui zero, Dumnezeu pune un unu. Și asta înseamnă neprihănire, care este posibilă datorită faptului că Domnul Iisus a preluat păcătoșenia noastră și ne-a transferat neprihănirea Lui. Asta spune apostolul că s-a întâmplat la cruce. S-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Adică să ne aducă Dumnezeu într-o stare în care se uită la noi și pentru că îl vede pe Domnul Iisus Hristos să zică, cum a zis despre poporul Israel la un moment dat, citim în Numeri, nu găsesc nicio vină, nicio nelegiuire. De ce? Pentru că totul a plătit Domnul Iisus Hristos. Toată datoria, toate păcatele au fost curățite prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvind pe Dumnezeu. La cruce, și de aceea este foarte important să nu uităm niciodată că singuri, lăsați de capul nostru, ne ducem în rătăcire și chiar soluția lui Dumnezeu de a ne salva, noi o respingem. Vine lumina spre noi, dar dacă nu suntem ancorați în Domnul Iisus Hristos, într-o relație bună, predați Lui, ajungem să repetăm în alte moduri respingerea aceasta față de soluția lui Dumnezeu. Domnul să ne păzească pe fiecare dintre noi. Nu găsim scuze. Suntem, realitatea este aceasta, noi suntem oameni păcătoși, dar păcătoși iertați. Suntem robi izbăviți. Dar toată viața noastră este o fabrică de păcate în noi. Și dacă nu suntem atenți, fabrica aceasta produce diverse păcate. La cruce, Domnul Iisus Hristos a purtat nu numai păcatele noastre, ne-a purtat și pe noi, așa citim în Roman 6, am fost răstigniți împreună cu Hristos. Ca, răstignindu-ne firea pământească, să putem să avem biruințe. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Deci primul domeniu este domeniul vieții personale. La cruce ni se arată că noi suntem structural păcătoși, dar Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui a făcut din noi făpturi noi. Avem legea păcatului și a morții toată viața, dar avem o lege mai mare, legea Duhului de viață în Iisus Hristos, prin care putem învinge legea aceasta. Dar dacă nu suntem atenți și păcatul este independență, printre alte definiții, și mergem pe cont propriu și nu căutăm să ne ținem strâns de cuvântul lui Dumnezeu, alipiți de Domnul Iisus, suntem într-un mare pericol. Al doilea domeniu este domeniul suferinței. Este multă suferință în lume. Dacă ar fi să echivalez toată suferința din lume cu un hectar, doar așa ca să înțelegem, un hectar are 10.000 de metri pătrați, 9.999 de metri pătrați este o suferință neproductivă. Dar în lumina crucii se vede ceva, că suferința este urmată de glorie, de roadă, de victorie, de curățire. Suferința este productivă. Dacă nu înțelegem lucrarea crucii Domnului Iisus Hristos, oamenii care sunt în suferință devin plini de amărăciune, învinovățesc pe alții și mai adaugă pe lângă suferința pe care o au din diverse motive. Trăim într-o lume afectată de păcat, păcatul este în firea pământească
Și dacă nu ținem seama de lucrul acesta, oamenii devin mai răi în urma suferinței. Dar descoperim aici și la crucea Domnului Iisus Hristos se prefigurează această lumină, că suferința pe care o îngăduie Dumnezeu poate să fie în slujba noastră, dar numai dacă suntem la crucea Domnului Iisus Hristos și ne vedem pe unii implicați acolo. S-a zis de mai multe ori chiar în biserică la noi despre un tablou al lui Rembrandt, tabloul răstignirii, și dacă te uitai cu băgare de seamă, vedeai un tablou rezemat de crucea Domnului Iisus Hristos în tabloul propriu-zis cel mare, iar acel tablou mai mic rezemat de cruce era chiar autoportretul lui Rembrandt. Dacă nu ne vedem pe noi că am contribuit la ceea ce s-a întâmplat acolo, n-am înțeles crucea Domnului Iisus Hristos și suferința prin care trecem, și este cu neputință lumea aceasta să nu suferi, nu este productivă. Dar dacă vedem lucrul acesta, avem de câștigat. Aceasta este lucrarea crucii Domnului Iisus Hristos. Despre sine, Domnul Iisus a spus, uite, nu trebuia să sufere Hristosul înainte de a intra în slavă. Dacă bobul de grâu care a căzut la pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, asta înseamnă zdrobirea. Aduce multă roadă. Putem să suferim, dar suferința aceasta de la cruce este o altfel de suferință. Vedeți, și cei doi tâlhari au suferit, dar au suferit pe drept. Este vorba de acea suferință care vine din ascultare de Dumnezeu. Și dacă cineva vrea din toată inima să asculte de Dumnezeu, nu poate să nu vină împotriviri, adăugat fiind și faptul că trăim într-o lume deja afectată de păcat, sunt cataclisme, dar sunt oameni răi și zace lumea aceasta în cel rău. Dar chiar dacă am fi unul din cei doi tâlhari și am ajunge într-o suferință pe drept, cineva nu și-a îngrijit trupul și s-a îmbolnăvit, a cules ceea ce a semănat, s-a întâmplat un accident și urmează suferință. Dar și suferința aceasta poate fi convertită în ceva folositor. Spune, suferințele lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Când le vedem în lumina gloriei viitoare și crucea este o poartă deschisă spre glorie, vedem că suferințele lucrează pentru noi, sunt în slujba noastră și avem nevoie, mai ales în vremea aceasta și în orice vreme, de această lumină pe care ne-o dă numai suferințele Domnului Iisus Hristos, care înseamnă să suferi și să suferi pe nedrept, rămânând în același timp bun, de caracter, cu speranță că lucrurile nu se termină aici, urmează învierea. Și tot din exemplu Domnului Iisus Hristos, fără mijloace nelegitime de reducerea durerii, au vrut să-i dea ceea ce se dădea de obicei unui răstignit, vin amestecat cu fiere, funcționa ca un analgezic, să îi se domolească durerile. Domnul Iisus a refuzat. Când oamenii trec prin suferință, și se poate întâmpla și pentru noi, apelăm la diverse mijloace ca să ne mai reducem durerea, să nu ne doară așa de tare. Oamenii din lume merg în cârciumă, aprind o țigară, alții se droghează, se spurcă în diverse feluri, dar și noi putem apela la alte metode nelegitime de a ne mai reduce durerea. Și atunci, dacă cineva ne-a produs o durere, ne-a rănit, ne-a făcut o nedreptate, începem să bârfim în stânga, în dreapta, ca să ne mai răcorim cumva, pentru că ne dăm seama că este o presiune, soluția este să venim înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să ne vărsăm inima înaintea Lui, să încredințăm Lui viețile noastre,
Așa cum a făcut Domnul Iisus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ce se întâmplă cu sufletul meu, cu Duhul meu, vreau să depindă de tine și să nu depindă de alții și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. O relație ce o descoperim aici și este valabil în mod universal. Este o lege în Scriptură. Seara vine plânsul, dimineața veselia. Voi turna un de lemn de veselie în locul plânsului. Sunt două variante. Ori mai întâi bucuria, veselia, ca o să te distrezi cum vrei, dar pe urmă vine legea semănatului și a seceratului și vine durerea, de fapt. Ori mergem după modelul Domnului Iisus Hristos, în care ni se spune că El este acela care beneficiază de această ungere, spune un de lemn de bucurie în locul plânsului. Este lucrarea ce o vrea să o facă Domnul Iisus Hristos și cu urmașii Lui. Mai întâi ne dăm seama de păcătoșenia noastră și cine n-a plâns niciodată din cauza păcătoșeniei proprii, nu așa de autocompătimire. Uitați-vă, spune Domnul Iisus, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Noi cu ocazia aceasta îl plângem pe Domnul Iisus Hristos și ne doare, pentru că știm, dar să știți că mai mare cinste am face dacă am plânge păcatul, pentru că El a stat în locul nostru și a stat ca noi să urâm păcatul și să ne plângem păcatele. Dacă este cineva care în viața lui n-a plâns pentru păcate, uitându-se la sine și văzând viclenia, ipocrizia, nevrednicia, invidia, mândria, până la durere, dincolo de chestiunile de temperament, că unii sunt mai plângăcioși, alții mai greu plâng, dacă niciodată n-ai avut o durere să-ți dai seama că ești o persoană păcătoasă și Domnul Iisus Hristos a stat pe cruce în locul tău, astăzi Dumnezeu poate să te binecuvânteze într-un mod deosebit. Poate să-ți dea harul să înțelegi că a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Și că este evident, dacă descoperim păcat în viețile noastre, descoperim că și lucrarea Domnului Iisus Hristos are valabilitate să rezolve problema oricărui păcat. Domnul să ne învrednicească pe toți să înțelegem problema aceasta și realitatea suferinței în lumina crucii. Oamenii se revoltă, se întreabă de ce există suferință, de ce unii inocenți sunt în suferință. Răspunsul, o componentă a răspunsului este aceasta, pentru că Dumnezeu vrea să folosească suferința ca o rampă de lansare, ca o ceva care să ne propulseze mai aproape de El. Așa cum s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, s-a întâmplat cu apostolii care au trecut prin suferință și spunem, saltă inima de bucurie în toate suferințele, pentru că în jurul meu este întuneric, dar Hristos prin Duhul Sfânt mă ajută să fiu în suferință bun, să fiu corect, să propovăduiesc Evanghelia. Și vede că Evanghelia înaintează, împărăția se extinde, este un prilej de bucurie, așa se poate întâmpla și pentru fiecare dintre noi. Dar trebuie să avem pe inimă lucrarea aceasta. În al treilea rând, al treilea domeniu, este al relațiilor dintre oameni. Relațiile dintre oameni, există multe cărți de psihologie pe tema aceasta, însă nu se înțeleg bine relațiile dintre oameni până nu am înțeles, nu le-am înțeles în lumina crucii. Când doi oameni relaționează, să luăm exemplu, doi oameni se căsătoresc, nu numai că se iubesc,
Sunt doi oameni păcătoși care se iubesc. Și când ești păcătos, dacă nu ești atent, dacă nu veghezi, lucrează firea pământească, intri în capcana celui rău și ajungi să strici relațiile, să strici lucrurile. La cruce, și numai prin cruce vedem că se face și se păstrează pacea, legătura, buna legătură dintre oameni, și Pavel spune că a făcut pace prin sângele crucii lui și se referă la pacea dintre iudei și neamuri, dar e vorba de și pacea dintre oricare alte două persoane sau două grupuri. Prin dragoste arătată la cruce, ca Domnul Iisus Hristos, care a iubit pe păcătoși înainte de a fi schimbați într-un mod radical, care a stat pe cruce și a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, și a arătat bunătate, a stat la masă cu vameșii și păcătoșii, înainte ca vameșii și păcătoșii să devină pocăiți și credincioși, doar cu o dragoste de felul acesta putem să facem ca relațiile să se dezvolte, să se cultive. Așadar, la crucea Domnului Iisus Hristos descoperim felul în care relațiile funcționează. Fără să ținem seama de crucea Domnului Iisus Hristos, ne putem aminti, poate și sunt cazuri multiple, doi atei care s-au înțeles bine toată viața, dar binele acesta a fost, și aici este tragedia, a fost un bine și o bucurie superficială. Dar ce te faci după ce fiecare dintre ei trece din lumea aceasta? Nu este o dragoste adevărată. La cruce se intersectează legea și harul și învățăm ceva, că dacă vrem să se schimbe ceva, noi suntem foarte preocupați și bine intenționați să se schimbe ceva în viața celui de lângă noi. Poate soțul vrea să se schimbe ceva în viața soției și reciproc. Părinții vrea să se schimbe ceva în viața copiilor și reciproc. În biserică. Ca să se schimbe ceva cu adevărat, trebuie să ne dăm seama că legea, adică standardul, porunca, imperativul, cerința, nu-i suficientă. E nevoie și de har. Dacă nu este har, o infuzie de bunătate în inimă și transmisă celuilalt, nu se schimbă nimic. Se poate schimba comportamentul, dar devine un fel de yoga, de altceva, nu este ceva autentic. În interior mocnește că inima rămâne neschimbată. Dar ca să se producă o schimbare a inimii, e nevoie de harul lui Dumnezeu. Iar la cruce au curs valurile de îndurare, s-a arătat harul și bunătatea lui Dumnezeu și când ne dăm seama că așa trebuie să fim și noi, și când ne unim cu Domnul Iisus Hristos, ne dă acea putere ca să transmitem mai departe. Când vedem că Dumnezeu cât de mult ne-a iertat pe noi, găsim resurse să iertăm. Când vedem cum Dumnezeu are răbdare cu noi, găsim resurse să avem răbdare și noi unul cu celălalt. Dumnezeu să ne învrednicească. Și al patrulea domeniu, și închei, este... Nu este cel din urmă, dar l-am pus pentru că este cel mai important, este domeniul relației cu Dumnezeu. Aici citim, perdeaua din lăuntru s-a rupt, asta înseamnă că fiecare om are acces direct la Dumnezeu, înainte se făcea numai prin intermediul slujirii preoțești. Vedem cum oamenii care asistă și vede cum s-a purtat comportamentul, atitudinea, cuvintele în timpul suferinței, îl văd pe Domnul Iisus Hristos, unul dintre tâlhari, își schimbă inima și cere îndurare, milă și Domnul îi răspunde, sutașul, cu adevărat, omul acesta este neprihănit. Îl vedem mai departe și pe Iosif din Arimatea, care se ocupă
de trupul Domnului Iisus Hristos, îl așează în mormântul lui, altfel trupurile erau spre înjosire, erau degradate, lăsate să fie mâncate de păsări, dar se îngrijește de trupul Domnului Iisus, un ucenic care până atunci era mai pe ascuns, dar acum devine la vedere. Aceasta este lucrarea pe care, e lumina pe care o poate aduce crucea Domnului Iisus Hristos în viața fiecăruia. Mai întâi în viața personală, să ne dăm seama că suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iubiți de Dumnezeu și asta ne motivează să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe, să fim asemenea Lui. O lumină asupra suferinței și în mod deosebit felul în care suferința poate să lucreze pentru noi. Nu putem evita suferința în lumea aceasta, dar putem face ca suferința să lucreze pentru noi. În domeniul relațiilor între oameni, între păcătoși, e nevoie de dragoste jertfitoare ca aceea arătată la cruce de Domnul Iisus Hristos. Și în mod special, în relația cu Dumnezeu, unde păcatul a făcut un zid de despărțire, iar zidul acesta a fost dărâmat prin crucea Domnului Iisus Hristos. Perdeaua din lăuntru este un simbol prin care este arătat, demonstrat lucrul acesta. Plata a fost plătită integral. Urmează răspunsul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne învrednicească pe toți să răspundem la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, la modul maxim. Putem spune poezii despre jertfa Domnului Iisus, putem să cântăm despre jertfa Domnului Iisus, în rugăciunile noastre mulțumim lui Dumnezeu și toate sunt la locul lor. Modul maxim în care ne arătăm recunoștința este acesta, să mergem pe urmele Domnului Iisus, să ne luăm crucea în fiecare zi pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne învrednicească la aceasta. Amin. În final, am vrea să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să purtăm crucea în fiecare zi, să ne o identificăm, să ne dăm seama că trebuie să ne pregătim pentru așa ceva, să fim hotărâți să-L ascultăm pe Dumnezeu și în ceasul suferinței, al încercării, noi să rămânem buni, alături de Domnul Iisus Hristos, să fim corecți, integri și cu speranță că suferințele, când după voia lui Dumnezeu, lucrează pentru noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Tată Ceresc, mulțumim pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta. Știm că și pe Tine Te-a durut și Te-a durut atât de mult să-ți vezi Fiul încărcat cu păcatele noastre și băând paharul mâniei. Tată, iartă-ne! Iartă-ne pentru superficialitate, pentru indiferență, iartă-ne pentru că n-am prețuit cum se cuvine jertfa Domnului Iisus. Îți cerem ajutor prin Duhul Sfânt ca în viața de fiecare zi să fim oameni care purtăm crucea pe urmele Domnului Iisus Hristos. Cerem harul ca dragostea să fie turnată în inimile noastre și să o menținem în inimile noastre și să o arătăm altora orice s-ar întâmpla. Dă-ne harul să ne încredem în Tine și în felul acesta să Te onorăm. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt, ne rugăm să fie și să rămână cu noi cu toți, acum și în veci de veci. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Am vrea în continuare să luăm aminte la o cântare, la mesajul acestei cântări și prin aceasta inimile noastre să fie zidite și Dumnezeu să fie înălțat. Amin.